Noul prefect de Vâlcea a lucrat timp de 22 de ani în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Începând din 2016, acesta și-a desfășurat activitatea în cadrul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Vâlcea, având gradul de comisar șef. Mihai Oprea a depus jurământul de credință vineri dimineața în prezența reprezentanților Consiliului Județean Vâlcea și a mai multor șefi de instituții deconcentrate. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului județului Vâlcea. Nu sunt om politic, însă nu trebuie să fii politician să vezi lucrurile bune pe care administrația le face pentru comunitate. Ca prefect, voi fi alături de primarii din județul Vâlcea, pe care îi asigur de dorința mea de bună colaborare. Cred că formația și disciplina pe care a acumulat-o și experiența pe care a acumulat-o în cadrul Ministerului Afacerilor de Interne a domnului Oprea Mihai va fi de mare folos în această perioadă. Mihai Oprea îl înlocuiește în funcția de prefect al județului Vâlcea pe Sebastian Fârtat, care a fost susținut de PNL.